invitați. De sprijin și reprezentanța ai mass media, am fost în putere de președintele Consiliului Județean să conduc lucrările acestei ședințe. Consiliul Județean a fost convocat astăzi, 14 august 2018, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 348 din 10 august 2018, cu îndeplinirea procedurilor privâste de legea administrației publice locale, numărul 215/2001 și regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bracea. Prin poștă electronică au fost transmise prin analiză materialele aferente proiectelor de hotărâre puse astăzi în discuție. Din 33 de consilieri în funcție sunt prezenți 27, de ședința are cvorumul necesar desfășurării. Absenți sunt domnii consilieri Ghețu Cătălin, domnul Guguianu Constantin, domnul... Domnul Bostan Liviu, domnul Lungu, domnul Olteanu și domnul Marianu Brășan, președintele Consiliului. Domnul și domnul consilieri, întrucât doamna secretară a județului se află în concediu odihnă, conformitate cu prevederile legii 215/2001, dau cuvântul doamnei Cristina Stoica, șef serviciul relații publice contencios și monitor oficial și activă, pentru a prezenta spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 30 mai 2018 și procesul verbal al ședinței ordinare din 26 mai 2018. Doamna Stoica, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, dacă sunt observații cu privire la procesele verbale ale ședințelor anterioare. Dacă nu sunt observații, domnule vicepreședinte, vă rog să spuneți la vocele două procese verbale. Da. Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 30 mai 2018. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, procesul verbal al ședinței din 30 mai a fost adoptat. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 26 iulie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, procesul verbal al ședinței din 26 iunie 2018 a fost adoptat. Doamnelor și domnilor consilieri, în proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. Proiectul numărul 1. Aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul DASPC Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județului Vrancea pentru anul 2018. Proiectul numărul 2. Neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Curețeanu, din județul Vrancea, orașul Odobești, strada Smârdan, numărul 87, aflat în proprietatea domnului Gonțescu Bogdan și doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela și Stoica Mihaela Elena. Proiectul numărul 3. Neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Sclavone, din orașul Focșani, strada Cernii, numărul 12, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru. Proiectul numărul 4. Revocarea dreptului de administrare a serviciului de ambulanță județean Vrancea pentru imobilul punct de ambulanță Mecănești, aflat în domeniul public al județului Vrancea. Proiectul numărul 5. Constituirea dreptului de administrare pentru Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vrancea asupra imobilului punct de ambulanță Mecănești, aflat în domeniul public al județului Vrancea. Proiectul numărul 6. Transmiterea în folosință gratuită serviciului de telecomunicații speciale, unui spațiu în suprafață de 14,6 metri pătrați, situat în municipiul Focșani, strada Dimitrie Cantemir, numărul 1, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. Proiectul numărul 7. Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, în valoare de 28.000 lei, cu asociația TCN Support, în vederea implementării proiectului Vreau și Pot între dorință și realitate. Proiectul numărul 8. Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 42.000 lei cu Asociația Renașterea Tinerilor Artiști, ARTA, în vederea implementării proiectului Curs de Dobândire a Competențelor în Arta Grafică, DPT. Proiectul numărul 9. Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 10.000 lei cu Asociația Organizația Civică Vrancea în vederea implementării proiectului Artă și Voluntariat în culorile copilăriei. Proiectul numărul 10. Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind obiectivul de investiții, modernizare și dotare secției ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Județean de urgență Sfântul Pantelimon Focșani, strada Cuza Vodă, numerele 50-52, județul Vrancea.
Proiectul numărul 11. Aprobarea documentației tehnico-economice la faza de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare și dotare secției ambulatorii de pediatrie în cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan, strada Cuza Vodă, numărul 50-52, județul Vrancea, în vederea depunerii spre finanțare. Proiectul numărul 12. Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare și extindere sediu central, sediu Centrul Cultural Vrancea. Proiectul numărul 13. Actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vrancei. Proiectul numărul 14. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Vrancea numărul 115 din 19 iulie 2017 privind aprobarea regulamentului de funcționare a arii naturale de interes local Crâng Petrești. Proiectul numărul 15. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Vrancea numărul 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului Bazin de not didactic bază sportivă, situată în municipiul Focșan, strada Aleea Stadionului numărul 2 și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Proiectul numărul 16. Transformarea unor posturi din statul de funcție la aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Proiectul numărul 17. Aprobarea execuției bugetare la data 30.06.2018. Proiectul numărul 18. Rectificarea bugetului propriu al unității administrative teritoriale județul Vrancea și a Muzeului Vrancea pe anul 2018. După convocarea ședinței, ca urmare a adresei Ministerului Apărării Naționale, în care s-a răspuns la solicitarea unui teren, a fost depus la secretariatul tehnic proiectul privind transmiterea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea unei suprafețe de 12,5 hectare teren ce va fi alocat amplasării Spitalului Județean. Întrucât documentația aferentă proiectului a fost depusă la căsuțele dumneavoastră de poștă electronică, propun suplimentarea ordinii de zi cu includerea proiectului menționat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobat. Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Domnule președinte, ședință, vreau să-mi permiteți intervenția. Spuneți, domnul consilier. Pe 11 iulie, grupul consilierilor PNL a depus un proiect la Consiliul Județean. N-am fi așteptat să fie pe ordinea de zi astăzi, așa cum s-a suplimentat ordinea de zi. N-am fi așteptat să fie suplimentat ordinea de zi și cu proiectul nostru. Am primit abia astăzi un răspuns de partea doamnei Cristina Stoica, prezentă aici alături de dumneavoastră. Și avem o delămurire, pentru că noi considerăm că este un aspect extrem de important care a avut impact și la nivel național și nu numai. În urmă cu câteva luni am solicitat în plen să votăm cu toții, indiferent de culoarea politică, o declarație de reunire a României cu Basarabia. S-au invocat diverse motive, că se pune pe site în dezbatere publică, apoi pe alte voci să facem proiect separat, mă rog, tertipuri care, din păcate, nu au dus la nimic concret. În condițiile în care nu s-a decis de către administrația PSD punerea pe ordinea de zi acestui proiect, avem o întrebare extrem de simplă. Grupul consilierilor PNL susține și a semnat declarația de reunire a României cu Basarabia. Grupul consilierilor PSD, respectiv ALDE, susține această declarație sau nu? Chiar dacă e pe ordinea de zi sau nu este pe ordinea de zi. Mulțumesc! Plăcere! Eu consider că e o problemă de politică externă și nu cred că este nici căderea mea și nici a consilierilor PSD-ALDE să avem o poziție în ceea ce privește proiectul dumneavoastră. Dar ceea ce v-a spus, răspunsul pe care vi l-a dat doamna Cristina Stoica, este și legal și constituțional. Eu l-am citit și mie mi se pare corect. Nu am contestat legalitatea și constituționalitatea. Să nu uităm totuși că peste 60 de unități administrative teritoriale din România, da, inclusiv Consiliul Județene, de la Prahova, de la Constanța, au luat act și au citit o astfel de declarație și au votat-o la nivel simbolic în cadrul Consiliului Județene. De aceea noi considerăm că este oportun, din punctul nostru de vedere, cu siguranță, fac această afirmație, să facem și noi același lucru. Înțeleg că nu sunteți de acord cu această semnare sau declarare simbolică
a ceea ce am susținut. Și credeți că dacă noi astăzi, simbolic, așa cum spuneți dumneavoastră, votăm, ne unim cu Basarabia? Mâine? Nu. Da, haideți să trecem la... mulțumesc pentru intervenție. Supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Doamnă și domnul consilier, precizez că toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean și au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul de ASPC Francea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Francea pentru anul 2018. Dacă sunt observații. Domnul consilier Bordușan. Da, domnule președinte de ședință, aș vrea să vă întreb de ce discutăm despre acest plan de acțiuni la jumătatea lunii august, de ce nu am discutat la începutul anului, așa cum era firesc. Asta ar fi prima chestiune. În altă ordine de idei, aș vrea să vă întreb de ce nu a venit domnul președinte al tuturor funcționerilor la această ședință. Se discută o nouă majoritate? Domnul consilier, dar dumneavoastră vorbiți cu mine, nu vorbiți cu președintele consiliului. Ce calitate am eu să-l întreb pe președintele consiliului de ce n-a venit? De ce n-ați venit nici dumneavoastră acum două ședințe sau nu știu când? Am fost. Ați fost la fiecare ședință? Aproape. Aproape. Păi vedeți? Aproape. Da, totuși eu sunt președintele Consiliului Județean. Oricum, aș vrea să... Poate vrei să fiți. Dacă cu sprijinul noastră, da. Dar nu cred că plecați din acea barcă, pentru că e foarte... Vă simți foarte bine. În altă ordine de idei, domnule președinte de ședință, aș vrea să-mi exprim regretul că au trecut aproape două săptămâni și domnul Preșcor Isoiu este încă directorul acestei domnul instituții. Domnul consilier, n-avem... Ce facem? Lăsăm o continuare acolo? În ședință, vă rog frumos, da. În ședința Consiliului Județean nu discutăm despre Facebook. Da, știm foarte da? Bine că domnul Mariano Pișar controlează toate zile. Numirile din acest județ. Ați fost în Piața Victoria acum trei zile și v-ați spus punctul de vedere. Sunteți foarte informat. Oricum, aș vrea doar să vă anunț un singur lucru și cu asta închei. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Haideți așa, răspicat. Exact. Aș vrea să vă spun doar un singur lucru. Dacă nu va fi demis acest angajat al guvernului, pentru că a jignit 5 milioane de români, sper să-mi conving colegii la următoarea ședință ordinară să votăm un proiect de hotărâre în urma căruia să-l premiem pe acest director, așa cum premiem olimpici, așa cum premiem, nu știu, oamenii care fac ceva pentru România, așa vom premia și pe domnul Peșcor Isoiu. Vă mulțumesc! Dar de ce nu-i premiați pe aia care v-au ajutat în Piața Victoriei, de la galeriile Steaua, Dinamo și nu știu care? Că băi, au fost premiați. Trebuie să premiați dumneavoastră. Da, premiați-i. Doamna director Nicolaș, vă rog să dați o explicație de ce discutăm acum și... Am discutat și la începutul anului, dar de ce mai discutăm încă o dată, vă rog? Doamnă, de președinte de ședință, doamnă, nu spune răspund. Luați-l microfon. Sau, treceți la un... Dacă faceți, vine în contextul modificărilor legislative, respectiv a modificării regulamentului de organizare și funcționare a ASPC Francea la finalul anului 2017, precum și a revizuirii strategiei județene în domeniul asistenței sociale în luna decembrie 2017, de asemenea apariției unui ordin al Guvernului care reglementează modelul cadru al planului de acțiuni, a trebuit să urmăm un curs firesc al lucrurilor în sensul de a aproba pentru început noul regulament de organizare și funcționare al DG ASPC-ului. Ulterior am depus acele proiecte pe POR, așa cum reiese și din planul de acțiuni. Ne-am propus închiderea ultimului centru de tip Mamut din cadrul județului Vracea, respectiv al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Otobești și bineînțeles că atunci planul de acțiune a avut o întârziere justificată. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da, domnul consilier Irimea. Am observat în documentația primită la mapă câteva neconcordanțe și cred că e cazul să le reglementăm, pentru că sunt lucruri neclare. Mai exact, la capitolul 2, punctul 1, litera A, unul din obiective este postarea pe pagina
interne de internet a DGASPC Vrancea, strategie județene de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Vrancea, termen 2017, cred că este vorba de termen 2018. Iar la litera A nu este regulă niciun termen. Dacă ajut aceste observații celor în măsură să modifice, m-aș bucura. Da, mulțumesc. Probabil că a fost o eroare de la dactilografie. Sper, nu? Doamna Nicolaș. N-ar fi mai trebuit să apară în acest plan de acțiune, pentru că strategia a fost publicată pe site-ul instituției de îndată ce a fost adoptat de către Consiliul Județean. Este o eroare materială pe care nu o asum și nu o sunt corectoare. Da, mulțumesc. Supun la vot, dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 2 avem proiectul de hotărâre prin neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Curețeanu prin orașul Podobeni, județul Vrancea, strada Mărdan numărul 87, aflat în proprietatea domnului Gonțescu Bogdan și a doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela și Stoica Mihaela Elena. Dacă sunt observații. Domnul consilier Irimia. Am mai multe observații de făcut la acest proiect. În primul rând, am observat că solicitarea celor trei persoane care sunt titulare nu este semnată decât de domnul Gonțescu, o singură semnătură dintre ei. Și întrebarea dacă este legal acest lucru în condițiile care nu există la mapă, cel puțin, un mandat din partea celorlalți doi titulari. Nu e trecută nici valoarea de vânzare ca la proiectul 3. Urmează să discutăm și pe proiectul 3. Pentru că mai există o casă, Casa Sclavone, la punctul 3. Deci aceste două observații, dacă ne poate lămuri departamentul juridic, dacă e în regulă să avem o cerere care nu este semnată de toți titularii de contract pe acel teren. Și ultima observație este legată de faptul că în instanță, acum câțiva ani, Primăria Odobești și Consiliul Local Odobești s-au bătut, juridic evident, să păstreze această casă curețeană, care a funcționat și ca dispensar, în cadrul bunurilor pe care, imobile pe care le are administrația locală din Odobești, administrația PSD. Îmi scapă motivul pentru care administrația PSD la nivel județean nu face eforturi să zică, domnule, vrem și noi clădirea asta sau clădirile acestea să le păstrăm în patrimoniu. De unde această diferență de abordare în cadrul unei administrații de aceeași culoare politică? Mulțumesc! Eu, dacă stau bine și citesc, am văzut neexercitarea dreptului de preemțiune de către noi. Deci nu vrem să cumpărăm. Nu cred că ne mai interesează dacă au semnat toți sau n-au semnat toți. Asta e părerea mea, nu? Iar dacă dumneavoastră administrația viitoare PNL de la Odobești vreți să o cumpărați, noi nu ne exprimăm dreptul să o cumpărăm. Cel puțin știu colegii din partea stângă a sălii nu sunt de acord să o cumpărăm. Dacă vreți să o cumpărați, e problema noastră când o să fiți administrației PNL la Odobești. Mai sunt alte observații? Nici vă interesa prețul dacă noi nu suntem de acord să o cumpărăm? Sau probabil că vreau să știți ca să știți dacă o cumpărați dumneavoastră. Nu e ca să fim ironici. Nu mai nu chiar vă sunt niște observații care, din punctul meu de vedere, sunt așa, ca să ne aflăm în treabă să vorbim. Adică juridic o solicitare din partea a trei titulari de contract, a trei proprietari, semnată de un singur proprietar, chiar nu vedeți nicio problemă în natură juridică? Dumnezeu, dar eu nu cumpăr, nu vreau să o cumpăr. Nu contează. Deci eu nu mă duc la notar acum cu casa asta să o cumpăr eu. Este o solicitare adresată Consiliului Județean. Poate că acea solicitare nu este nu este în asentimentul celorlalți doi proprietari. Și, unde știm lucrurile? Și probabil că cei de la juridic la noi, datorită faptului că au observat, cum ați observat și dumneavoastră că sunteți jurist, și au spus, dumne, nu cumpărăm, pe uite, ceilalți doi nu au fost de acord. Eu supun la vot acum proiectul de hotărâre dacă ne exercităm sau dacă sunteți de acord cu neexercitarea dreptului de preemțiune, la vânzarea imobilului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 3.
avem proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavoni din Focșani, strada Cernei numărul 12, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru. Ăsta bănuiesc a semnat. Vă rog, domnul. Da, aici a semnat. E trecută și valoarea. Aici a funcționat o grădiniță și am observat că în ultimii ani administrația județeană PSD dă bani pe bandă rulantă în toate direcțiile, mai puțin în zone care ne-ar putea interesa dintr-un anumit punct de vedere sau nu. Să mai amintesc faptul că s-au promis grădinițe și creșe și aici unde a funcționat o grădiniță, nici măcar nu există o intenție de a forma o comisie care să discute cu proprietarul, poate să obține în cadrul unei vânzări, poate să obține un preț bun pe acea clădire, să facă PSD o grădiniță, așa cum a promis în campania electorală. Nici acest imobil nu ne interesează. Ne interesează numai... S-au făcut grădinițe moderne, n-are rost să mai cumpărăm o casă veche pe care să o renovăm. Sunt grădinițe destule, cred. Fiind de la alte, cred că naște programul electoral PSD, vă înțeleg, mulțumesc. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4. Avem proiectul de hotărâre prin revocarea dreptului de administrare a serviciului de ambulanță județean Vrancea pentru imobilul punct de ambulanță Măicănești aflat în domeniul public al județului Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Dacă se abține cineva. Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 avem proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra imobilului punct de ambulanță Măicănești aflat în domeniul public al județului Vrancea. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. La punctul 6. Avem proiectul de hotărâre prin transmiterea în folosință gratuită a serviciului de telecomunicații speciale a unui spațiu în suprafață de 14,6 metri pătrați situat în municipiul Focșani, strada Dimitrii Cantemir, numărul 1, aflată în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. Dacă sunt, observați. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 28.000 de lei pentru asociația TCM Suport, în vederea implementării proiectului Vreau și Pot între dorință și realitate. Dacă sunt observații. Domnul consilier, doamna consilier Vraciu, femeie și da, mulțumesc. Domnule președinte de ședință, aș vrea ca doamna Ionita Andreea, reprezentantul legal al societății, dacă este în sală, sau doamna responsabil de proiect Nicolae Cerasela Lenuța, să facă o scurtă prezentare a proiectului pentru cetățenii județului, să știe. Noi am citit la mapa de ședință, dar câteva cuvinte nu cred că ar strica să informeze. Și la fel și la celelalte două proiecte, dacă sunteți de acord. Da, mulțumesc. Doamna? Bună ziua, Andreea Mariana Ionită. Da, vă rog. Treceți la un microfon acolo sau... Da, bine. Spuneți, vă rog. Cred că asta de probleme. În urma apelului lansat de Consiliul Județean pentru Tinere, care a reprezentat al DJN Suport, am aplicat un proiect care vizează consilierea vocațională a tinerilor absolvenți, începând cu clasa 11 pentru prima etapă, în care încercăm să descoperim aptitudinile, folosindu-ne de oameni voluntari, de colegii mei, cadre didactice, profesori, psihologi, pedagogi, astfel încât elevii, în momentul în care se termină cele 12 clase, liceu, da? Să poată să facă cea mai bună alegere pentru viitorul lor, să descopere care dintre profesiile pe care fiecare din noi le exercităm zi de zi, li s-ar potrivi cel mai bine. De aceea am cerut sprijinul prefecturii și tuturor deconcentratelor pentru a ne oferi profesioniști în domeniile pe care le regăsim în viața cotidiană. Acești profesioniști să vină, să discute cu tinerii și să ia
împreună cu ei la locul de muncă și aceștia să-și facă o idee. Absolut tot ce este cerut Consiliului Județean este pentru cursul de formare. Da? Pentru că dorim să înființăm corpul consilierilor vocaționali care să funcționeze voluntar, ulterior, dacă oamenii trebuie formați și să putem implementa mai târziu acest program începând cu clasele a 7 și a 8, astfel încât să reducem abandonul școlar, să putem dezvolta școlile profesionale, școlile de meserii, da? Școlile, astfel încât să nu mai avem nevoie de oameni la locurile de muncă, ei să nu fie specializați și să nu-și facă meseria cu drag. Acesta este scopul proiectului nostru, să ajutăm tinerii să-și găsească un rost, un scop, un țel și să poată să-și conducă viața frumos. Pot să vă mai ajut cu ceva? Nu, mulțumesc. Da, nu. Mulțumim. Domnul consilier Iepăre. Domnule președinte de ședință, am și eu câteva lucruri de transmis și câteva întrebări. Mai întâi, la nivel larg, cu privire la această nouă abordare pe care o avem cu privire la implementarea de fonduri nerambursabile pe tinere și a faptului că am avut doar 6 ONG-uri care s-au înscris. Am avut o sesiune ratată de depunere de proiecte și la sfârșit au rămas și vreo 20.000 de lei care nu au fost accesați, din ce citesc eu aici. De ce nu s-a realizat obiectivul? Unul la mână. Doi, pe parcursul acestor proceduri am semnalat președintelui Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret că nu și-a dat interesul să înștiințeze, așa cum stabilise în Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, toate ONG-urile de pe județului Vrancea, cât și UAT-urile din județul Vrancea. Nu s-a transmis nimic. Exemplu și o sesiune ratată de... Aș vrea câteva răspunsuri la aceste neclarități. Aș vrea la sfârșitul anului să fie prezentat și un raport al implementării acestor proiecte și o analiză SWOT, să vedem dacă avem argumentele pentru a suplimenta suma de bani, a găsi noi metode și să, nu știu, să găsim și noi domenii pe care putem să le finanțăm prin fondul nerambursabil. Cât privește proiectul de la punctul 7, am o neclaritate. Toate celelalte ONG-uri au în documentație la beneficiar cont bancar și datele ONG-ului. Numai la acest proiect există o persoană fizică. Și sincer nu știu dacă este neapărat o problemă sau plățile se vor face efectiv pentru o persoană fizică, nu știu, reprezentantul ONG-ului, dar nu mi se pare totuși rău. Mulțumesc. Da, mulțumesc. În primul rând, din câte știu, a fost publicată în Monitor Oficial, a fost publicată în presa locală și a fost în dezbatere publică pe site-ul Consiliului Județean Vrancea. Deci, de informat, s-a informat cine a vrut să se informeze. Așa. Că au rămas niște bani la final, probabil că nu toate proiectele, dacă prima sesiune n-a fost eligibil niciun ONG, în a doua sesiune au fost 3 ONG-uri care au câștigat sumele pe care le avem în proiectele respective. Deci celelalte proiecte care au fost depuse n-au fost eligibile. Referitor la că acest ONG este reprezentat de o persoană fizică, nu știu dacă e o problemă sau nu e o problemă. Nu. A fost comisie care a... N-am înțeles. Eu sunt doar reprezentant. Al unui ONG. Da, dar în documentația de la proiect, la datele bancare plată, este Nicolaș, nu mai știu cum. Cerasela și... Dar nu-i contul personal al dânsei. Nu-i contul personal.
Păi nu, eu mă uit, nu pot să citesc în spatele contului cine beneficiar, eu am citit documentația. Deci, mergeți un pic la... Deci asociația este beneficiară. Eu cred, dar eu mai după ce se scrie în proiectul trimis la mapă. La pagina. Imediat. Deci dacă noi aprobăm astăzi către asociația Sport, TCN Sport. Da. Asta înseamnă cu asociație și normal e reprezentată de către. Dacă familia e reprezentată, familia cel mare e reprezentată de cel mare, bănuiesc. Banca Comercială, așa, titular, Nicolae Denuța Anișoara. Deci eu doar vă simt ales o problemă. Păi nu putea să fie contul... Păi celelalte au către Organizația Civică Vrancea și Arta, cum se mai cheamă. Și dacă de ce ați... Da, da, nu mi se pare că trebuie să facem plăți la o persoană fizică, având în vedere că cel care a câștigat proiectul este asociația de TCN Sport. Și în momentul în care o să primească banii, asociația respectivă justifică banii. I-a primit persoana sau i-a primit-o asociația? Eu cred că i-a primit asociația prin cutare. Date bancare, uitați-vă la pagina 1 din... Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt date observații. Încă o dată, nu mi-ați răspuns la întrebări. Iar faptul că ați spus că s-a pus pe site-ul Consiliului Județean Vrancea... Și în monitor oficial, și în ziar, și în presa locală. A trebuia să începă... După cum spuneți dumneavoastră, după cum spuneți dumneavoastră, trebuia să facem, să stăm pe stradă și să-i tragem de mână. Știți, vedeți că avem niște bani la Consiliu. O informare prin instituțiile din subordinea CJ și UAT-urile din județ. Este un centru cultural Vrancea care se ocupă cu proiectul și colaborează cu ONG-uri. Unele nici nu au știut. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Cristian. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să aduc la cunoștință colegii consilieri faptul că angajații Consiliului Județean Vrancea nu au atribuții pentru Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret. Dumneavoastră nu desfășoară activitatea decât ceea ce au în fișa posturilor. Da? Nici o informare de la dumnealor citire nu va pleca nici în niciun ruptul capului, ca să zic așa. Iar în celelalte, colegii noștri au fost membri ai Comisiei de Evaluare. În mod clar, prima oară, iată, prima ediție, prima etapă, au picat proiectele. Nu au fost în regulă, au fost respinse. Am înțeles că în a doua etapă nu au fost doar trei proiecte care au ieșit câștigătoare. Iar faptul că a rămas o sumă de bani este rezultatul a acelei împărțiri pe care noi toți am hotărât-o inițial privind suma de bani alocată pentru acest an. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Lucanu Cătălin, care a fost și președintele comisiei. Deci, pentru domnul consilier să-i răspundem la câteva întrebări. Termenul pentru finalizarea acestor proiecte este 30 noiembrie. La acel moment ei trebuie să depună un raport final, modelele de rapoarte sunt în formularele pe care le-au primit, deci nu au nevoie de nicio analiză pe parcursul desfășurării proiectelor, decât la fazele intermediare pentru solicitarea banilor. La fel, formularele de raport sunt puse în setul de formulare pe care ONG-urile le-au depus la Consiliu și sunt anexă la contractul de finanțare. Deci v-am răspuns la întrebarea cu rapoartele. Asta că o să vedem ce rezultate o să fie în urma implementării acestor proiecte, cred că mai trebuie să mai treacă timpul ca să vedem dacă au fost sau nu rezultate. În al doilea rând, publicarea pe site-ul Consiliului Județean și în monitor oficial și inclusiv în ziarul de Vrancea, la momentul când a fost ședința de Consiliu Județean pentru deschiderea celei de-a doua sesiuni, dacă mi-aduc bine aminte, inclusiv acest ziar a publicat că Consiliul Județean dă bani sau susține tinerii din județ. Deci să nu aruncăm totuși cu noroi, pentru că anumite organizații non-guvernamentale nu s-au grăbit sau poate n-au avut interes pentru a lua acești bani. În al treilea rând, pe domeniul sport nu s-a depus absolut niciun proiect, iar pe domeniul mediu se depusese un proiect, cred că valoarea era tot 10.000 de roni, dar nu a trecut de conformitate, neîndeplinind condițiile de documentație necesară pentru depunerea proiectului. Noi am solicitat în Comisia de Evaluare respectivului ONG să ne prezinte documentele, nu le-a prezentat în termen, din păcate astăzi procedurile noi nu favorizăm pe nimeni.
Dacă v-am putut răspunde la întrebări. Da, mulțumesc, domnul consilier. Da, domnul Iepăr. Parțial. Eu am cerut o analiză și un raport al Consiliului Județean, nu raportul. Bineînțeles, fiecare ONG trebuie să facă un raport și totul va fi foarte bine și misiunea îndeplinită. Dar vreau din partea noastră să existe un control a ceea ce s-a făcut, cum s-a implementat, că acum avem șansa să observăm 3 proiecte, când poate peste an vor fi 10, 20, Doamne ajută, dacă și informarea se va face mai profesionist, eu zic că este loc pentru mai lungi. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Eu cred că o lungim așa ca să ne aflăm în treabă. Nu. Da. Ba da. Pentru că bănuiesc că n-ați reușit să depuneți proiectul. Și de asta sunteți atât de supărat. Nu, mă gândeam. Poate avea tu prieteni. Da. Supun la loc proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva. Da. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 42.000 de lei cu Asociația Renașterea Tinerilor Artiști, ARTA, în vederea implementării proiectului Curs de dobândire a competențelor în grafica DPT. Dacă sunt observații. La fel, domnule președinte de ședință, da. Dacă ar putea să facă da, o mică da. Prezentare. Da, vă rog, domnul Lădungă, domnul profesor. Numele meu este Mihai Lădungă, sunt profesor la Liceul de Arte și reprezentant și președinte al Asociației Renașterea Tinerilor Artiști, mai scurt APA. Prin prezentul proiect, noi ne dorim să finanțăm un curs de specializare nivelul 1 sau 2 pentru tinerii din județ. Ne dorim pentru moment să școlarizăm la Liceul de Artă, urmând în cadrul aceluiași proiect, după posibilitate, noi ne asumăm numărul de elevi și să vedem dacă îi rezolvăm, acoperim acei număr de elevi la Liceul de Artă, nu mai mergem mai departe, dar dacă nu reușim, mergem și la Liceul de Artă, la Liceul Colegiul Național Cuza și Unirea. La final, cursanții vor dobândi o diplomă de calificare în grafica digitală. Practic, această diplomă se va suprapune sau va fi o continuare, o alternativă a cei care nu merg mai departe la o facultate sau o universitate și doresc să intre direct în câmpul muncii. Asta este proiectul nostru. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte observații. Domnul Ciprian, domnul consilier. Vreau să felicit proiectul ăsta, chiar m-a plăcut și dacă sunt, știu că această sumă de finanțare acoperă doar o parte începutul. Dacă media poate să promoveze acest eveniment, poate să găsesc și alte surse de finanțare, pentru că mi se pare ceva foarte interesant, foarte productiv și de viitor. Mulțumesc pentru laudațiu. Pentru proiect, corect. Da. Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 10.000 de lei cu Asociația Organizația Civică Vrancea în vederea implementării proiectului Artă și Voluntariat în culorile copilăriei. Dacă sunt același lucru, doamna consilier Vraciu. Dacă este doamna... Da, bună ziua, domnule Cristina Fondu, în calitate de reprezentant și președinte al Organizației Civice Vrancea. Mai tare, dacă nu trece la un microfon. Noi suntem o organizație nouă, relativ. Aveam aproape 2 ani de funcționare, de când ne-am înființat cu preponderență, activitățile noastre au fost pe voluntariat. Așa este și acest proiect, este pe această parte din hotărâre, este pe voluntariat. Acești 10.000 de lei se vor da și se vor dirija către pictarea pereților spitalului de la noi din Focșani, Sfântul Pantelimon, pentru secția de pediatrie. Deci, acum, din câte am înțeles, din cele 10 saloane, au început deja să picteze 3,
sau s-a realizat această plătare, urmăm ca noi, cu acești bănuți, să urmăm pictarea celorlalte pereți și reabilitarea unui mic spațiu pe care îl au acolo pentru a putea beneficia copiii ca loc de joacă. Deci mai au încă o cameră, vrem să remochetăm, să punem un televizor, să aibă copiii posibilitatea să urmărească câteva filme chiar educaționale, că o să punem la dispoziție și niște DVD-uri în acest sens. Deci aici se duc bani. Da, mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte observații, înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat și este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul numărul 10, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, modernizare și dotare secției ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimonul Focșani, strada Cuza Vodă, numerele 50-52 din județul Vrancea. Dacă sunt observații, domnul consilier Imie. Partidul Național Liberal va vota pentru modernizarea și dotarea secției ambulatorului pediatrie. Este, bineînțeles, un lucru pe care l-am solicitat an la rândul, să se investească în sănătate în Vrancea. Și este foarte bine că adoptăm astăzi acest proiect. Ideal ar fi să fie finalizat cât mai repede. Mulțumesc. Acum ce să spun? Partidul Național sau consilierii partidului? Că nu știu dacă vine și Orban aici. Deci, consilierii Partidului Național votează. Mulțumim frumos! Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, pentru care vă mulțumesc. La punctul 11 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare și dotare secției ambulatorii pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, în vederea depunerii spre finanțare. Dacă sunt observații, domnul consilier PNL Cristin Imie. Mulțumesc! Așa cum am spus, suntem de acord cu astfel de investiții, însă nu suntem de acord cu sumele prevăzute în documentația tehnico-economică și nici cu indicatorii tehnico-economici. Și o să dau un singur exemplu, cred eu, elocvent pentru modul în care administrația PSD înțelege să fie de acord cu anumite cheltuieli. 1 miliard de lei vechi costă consultanța și 873 de milioane de lei vechi proiectarea. Așa se fac investițiile în Vrancea sub administrație PSD. Dăm mai mulți bani la consultanță decât la proiectare. Nu putem fi de acord cu aceste sume, pentru aceea ne vom abține la votarea acestui proiect. Păi consultanța, din câte știu eu, începe de când se face studiul de prefezabilitate și până când se termină obiectivul. Probabil că de asta o fi suma mai mare cu 200 de milioane sau 100 și așa. Da. Mai sunt alte observații? Da, aș mai avea observații. Proiectantul a estimat costurile la 4,1 milioane lei, dar nu a uitat să precizeze că este o variantă minimală. Și anticipez de pe acum că această variantă minimală va crește. Posibil, în funcție de vremuri. De cine va fi la conducerea țării? Nu în funcție de vremuri, ci în funcție de istoricul pe care l-are Vrancea la acest capitol. Investițiile au costat întotdeauna mai mult decât s-a estimat inițial. Important e că s-au făcut până la urmă. Dar domnul consilier Răducan. Domnul vicepreședinte, domnul Răducan, o întrebare retorică aș vrea să fie, cu toate că o să le dau ocazia colegilor Libera. Câte proiecte europene ați făcut dumneavoastră ca să știți standardele de cost, să vedeți că devizele pe obiect și devizul general se modifică de la o etapă la alta, de la scrierea proiectului până la momentul când se sapă primul șanț, pentru că se actualizează la cursul euro și la costuri. De tot spuneți că cresc prețurile, că trebuie să votăm o reactualizare de buget. Și de unde știți dumneavoastră că în banii aia de proiectare, fiind mai puțin decât consultanța, nu e corect așa? Să știți că la valorile
prevăzute de ghidul specific pentru această măsură. La partea de proiectare intră inclusiv taxele care trebuie plătite către ISC și către celelalte organisme. Alea nu sunt trecute acolo. Da. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Crețu. Nu este vina noastră că România are un premier care atunci când deschide gura... Da, 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 da. Are legătură, da. Da, dacă ați pictat dumneavoastră pe rețe, ce ați desenat cu ce ați scris? O să vă dăm la viața Victoriei? Dacă ați pictat pe rețe, dacă nu mai sunt azi, mai sunt pe Da, o întrebare, domnul consilier Răducanu, o întrebare care s-a dus retorică, dar pe care eu văd altfel și o să-i răspund la următorul proiect. Când a zis că e retorică, la următorul proiect. Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul Iepure, ați votat și la pentru și la... Da, mulțumesc! Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amenajare și extindere sediul Centrul Cultural Vrancea. Dacă sunt observații. Domnul consilier Irimia. Foarte pe scurt. În primul rând, consilierii județeni, fie că sunt PNL, PSD sau alte, nu au atribuții în a derula proiecte cu fondurile europene, ca să ne întrebe domnul consilier Răducan, ca să ne întrebe dacă am derulat proiecte, să știm cum e cu evoluția prețurilor în cadrul unui proiect. Dar o să-i răspund că după ce am studiat mai multe investiții făcute de Consiliul Județean Vrancea și o să mă refer strict la proiectul 12, o să constatăm câteva lucruri cel puțin haioase. Evident, Centrul Cultural Vrancea are o investiție care, după ce am aprobat niște indicatori și o anumită sumă, bine, nu noi, noi ne-am obținut pentru că și atunci suma era foarte mare, crește această sumă. Da? În martie 2017 s-au aprobat niște sume de către PSD, nu de către PNL, iar acum acele sume cresc. Motivația este de-a dreptul hilară, aș spune. La un an și jumătate de la acel moment, se justifică faptul cu următoarea frază. Având în vedere perioada îndelungată care a trecut de elaborarea documentației de execuție până în prezent, se ivește necesitatea de a efectua lucrări suplimentare pentru gaze naturale, canalizare, electricitate, investiții la utilități. Ca și cum acestea nu erau evident, nu era evident că trebuie făcute prima dată, primul aspect. Al doilea aspect, după un an și jumătate, își dau seama cei care se ocupă de proiect că, așa cum scrie la capitolul 2, pagina 12, din 19, pe proiectul primit la mapă, ca să pot fi cenzurat, să nu fiu acuzat că dau informații erunate, Global Proiect nu este autorizat puncte-puncte să facă astfel de proiecte pe gaz metan și așa mai departe. Adică nu se știa acum un an și jumătate că nu este autorizat. Bun, nu s-a știut la momentul respectiv. Ne-a luat un an și jumătate să ne dăm seama că Global Proiect nu este autorizat pentru astfel de lucrări. Iată de ce se întârzie lucrările, iată de ce cresc prețurile, iată de ce suntem nevoiți mereu să actualizăm indicatori și să suplimentăm fonduri, pentru că nu facem proiectele cu eficiență, nu toate, dar destule. Nu le facem bine de prima dată și asta este explicația pentru care noi nu vom vota acest proiect. Mulțumesc! Da. O să rog pe domnul Alexandrescu să ne dea explicațiile. Rigoare, dar eu cred că dacă, adică știu că dacă n-au fost prevăzute gaze, apă și nu știu ce, sigur n-au fost trecute nici ca și prețuri în costul total. Da, domnul inginer, vă rog. Hilară sau nehilară, explicația din acest referat este reală. Deci, în tema de proiectare, nu s-au cerut aceste raporturi. Deci, firma de proiectare nu avea cum să oferteze așa ceva și nici nu spunea problema dacă este sau nu autorizat în domeniul proiectelor electrice și gaze. Deci, asta este realitatea concretă. Nu s-a cheltuit niciun ban aiurea și acum s-a descoperit necesitatea pentru suplimentarea sumelor necesare exact pentru ceea ce se prezintă în referat. Pentru funcționarea acestui centru, trebuie făcute raporturile la gaze, la electricitate și anumite dotări care rezultă din o recompartimentare a sediului și care necesită instalații sanitare, dimensionare, altă dimensionare la centrală de gaze și tot așa.
Da, mulțumesc. Și firma de proiectare putea să proiecteze inclusiv pentru gaze și pentru apă? Deci, ei au cei... dacă ei spun că nu sunt autorizați, nu. Vor avea o asociere, probabil, cu cineva sau se vor adresa altora care au această abilitate. Dar, inițial, dacă nu s-a cerut prin tema de proiectare așa ceva, nici nu spune problema că erau sau nu autorizați. Și deci nu au fost bani prevăzuți pentru așa ceva? Nu au fost bani, se poate vedea din devizul inițial, nu au fost prevăzute sume pentru aceste utilități. Da, mulțumesc. Da, domnule. Vă dați seama cât de profesionist a fost cu proiectul ăsta, dacă nu s-au prevăzut bani pentru gaze naturale, instalații electrice și așa mai departe utilități. Și vorbim de un proiect de 1,9 milioane de lei prima dată și acum crescut la 2,1 milioane de lei. Mulțumesc. Nu vă supărați, dar proiectantul nu poate să-și impună punctul lui de vedere, dacă nu i s-a solicitat așa ceva. Bun, cine n-a solicitat să fie gaze naturale, da, utilități, energie electrică? Poate ne lovurește domnul Nedelcu, care este în sală, domnul Nedelcu, directorul Centrului Cultural. Haideți, spuneți-ne câteva cuvinte. Vă apreciez că veniți la fiecare știință, dar nu uiți-ne. De ce n-a cerut de prima dată să aveți gaze naturale, energie electrică, utilități? Era normal să ceriți acest lucru. De ce nu l-a cerut? A fost o eroare. N-a cerut. Da, am înțeles, domnul. Dar să mai spun că era un calcul făcut de noi acum un an și jumătate, cam 700 de euro metru pătrat, refacerea în condiții în care cu 500 de euro metru pătrat îți faci o construcție de la zero. Iar sume extrem de mari. Da. Din da, banii brâncenilor. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Da, mulțumesc. Dacă se abține cineva? Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vrancin. Și dacă sunt observații? Înțeleg că nu sunt. Cine supun la vot proiectul de hotărâre prezentat? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 avem proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Vrancea, numărul 115 din 19 iulie 2017, privind aprobarea regulamentului de funcționare a areei naturale de interes local Crâng Petrești. Dacă sunt observații. Domnul consilier Iepure. Domnule președinte, nu are legătură neapărat cu regulamentul, dar vreau să știu dacă s-au demarat procedurile pentru îndepărtarea pericolului pe raza de acțiune Petrești, deoarece știți că a fost un incident acum câteva zile și am înțeles că se va rezolva. Când se va rezolva? Da, s-au făcut toate demersurile, deja erau, deci nu de ieri sau de altă ieri de când a scris bloggerul respectiv, că era gata să-i cadă o creangă în cap, ci cu câteva săptămâni în urmă sunt niște proceduri ale direcției silvice pentru punerea valorificarea materialului lemnos. Zilele următoare o să rezolvăm problema. Pe dacă mai durează, nu se impune restricționarea accesului? Totuși. S-au luat măsuri în așa fel încât să nu mai avem asemenea neplăceri pe moment. Casta. Mulțumesc. Casta. Dacă mai sunt alte, domnul consilier Irimie. Cele mai multe modificările regulamentului de funcționare are natural de interes local Crâng Petrești sunt binevenite și sunt mai mult decât pertinente în condițiile în care știm cu toții că există și persoane care au anumite probleme în a păstra curățenia și ordinea și așa mai departe. Însă, cred că trebuie să privim cu atenție un aspect ce ține până la urmă de ceea ce se întâmplă cu vrâncenii și focșenii noștri care ajung acolo. De exemplu, nu se mai permite să rupi un ghiocel. Mi se pare o chestie absurdă. Deci nu ai voie să te atingi de flora și fauna, evident, de flori. Nu ai voie să te atingi de flora. Nu ai voie să, conform prevederilor, acestei prevederi în regulament, nu ai voie să rupi un ghiocel. Nu se pare exagerat acest lucru. Fiind arie protejată și dacă te duci în parcul natural Pudna și vrei să rupi o floare de colț, este contravenție, nu? De 40 de ani cel puțin.
41 de ani, cât am eu. Vrăceni iau ghiocezi în Crâmul Petrești și nu s-a întâmplat absolut nimic. Să le spunem acum copiilor, adolescenților, femeilor, în general, ele sunt să spună, nu, e o chestiune, mă întâmplă. Și dacă vă... Noi urâm pe Moș Crăciun, să spună și că PSD-ul nu-i lasă să culeagă ghiocezi. Deci eu cred că de acum a devenit hilar în chestia asta, dacă te duci... Hilar e să-i dai amendă omului că rupe un ghiocel din Crăciun. Nu cred că e dacă fiecare rupe ghiocel. Eu rupe și din ce nu ghiocel acolo. Păi dacă de planul consilier rupe, să rupe același rupe. Vă rog frumos. Iertați-mă, dar nu mai trebuie la ghiocel. Nu v-ați întrebat. Cam mai sunt și flori. La modul cât mai serios. La modul cât mai serios. Propun un amendament prin care să eliminăm chestiunea cu flora. Să stabilim ora. Deci cu dacă te atingi de flora din Crâmul Petrești, flora de este arie naturală protejată. N-avem cum să eliminăm sau să punem propunem un amendament că putem să rupem florile. Că atunci toată lumea se duce și ia ghiocei și ia bambăstrele și nu mai știu ce, floarea paște și brândușe. Foarte bine dacă iau aceste flori și se duc acasă și au un sentiment mai plăcut. Eu zic să lăsăm așa și să nu... Eu vă rog frumos să supuneți la vot amendamentul de procedurat. Da, supun, o să supun la vot, da. Imediat, domnul consilier Răducanu. Deci, în primul rând, nu pot să fiu de acord cu amendamentul colegului liberal, pentru că nu sunt prezentate cifre. Numărul de flori, cota, de fiecare specie în parte, perioada anului când ai voie să culegi asemenea flori și să fie prezentată nota de fundamentare cu toate speciile din area protejată, nu cumva să iertăm vreun castan sau vreun ciulis. Să nu se poate lua. La al doilea rând, voiam să spun că da, așa este, aveți dreptate. Dumneavoastră vă adaptați mai greu la reguli și nu le puteți respecta, chiar dacă ele se referă la mare protejată. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Acum, eu mă gândeam, și te apropiam cu colega, s-ar putea mâine cu mine sau la ședința următoare să vede cineva că vrea să iau un stejar de acolo. Și ce să nu le-a? Am, propunem un amendament. Eu oricum, îi satisfac dorința și propun, spune, vot amendamentul propus de domnul consilier Irimia. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci uite cine iubește flori. Mulțumesc! Cu majoritatea de voturi, am dat la Sfântului de Roasă să respingi. Supun la vot proiectul de hotărâre reprezentat. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Dacă se abține cineva? Da. Mulțumesc! Cu majoritatea de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 15 avem proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Vrancea numărul 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea regulamentului de funcționare, întreținere și exploatarea imobilului Basin de not didactic, bază sportivă, situat în municipiul Focșani, strada Alea Stadionului numărul 2 și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității. Dacă sunt observații, domnul consilier Iepure. Domnule președinte, de ședință, am și un amendament de propus. În urma unor discuții cu persoane care utilizează acest bazin, am înțeles că nu sunt foarte mulți plătitori de bilet întreg și noi avem deja mulți angajați, toată lumea este pregătită. Doar prin dublarea numărului de participanți cu bilet întreg la facilitățile bazinului, putem să facem o reducere de 50% a prețului de bază, pentru că, încă o dată, am înțeles că nu sunt foarte mulți beneficiari care plătesc bilet întreg. Sunt mai mulți cei care vin prin intermediul școlilor, prin intermediul altor asociații. Este propunerea mea de amendament reducere cu 50% a biletului de acces la bazin Noto. Mulțumesc. Da, mulțumesc. O să rog pe domnul Catană, dacă este în sală, să ne explice cam câți plătitori sunt și dacă e posibil. Ședință, vă mulțumesc. La acest moment avem 700 de abonați
permanenți și mă refer la abonați copii care plătesc 150 de lei abonamentul în fiecare lună și avem 60 de abonați adulți care plătesc 250 de lei. Nu cred că reducerea abonamentelor este soluția la momentul acesta. Consider în continuare că inițiativa Consiliului Județean, aceea de inițiere a tuturor elevilor din județul Vrancea în acest sport de înot, este una foarte benefică. Copiii sunt foarte, foarte încântați din rândul celor care au avut, au beneficiat de acest proiect de 10 ore gratis. Sunt foarte mulți cei care vin și se programează pentru grupele cu taxă. Eu zic să facem o analiză după 6 luni de funcționare ca să fim profesioniști. Da. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte... Da, domnule Iubi. Dacă ne poate spune domnul director, câte bilete cu preț întreg, nu abonament, s-au vândut? Eu de bilete preț întreg vorbesc. Cei care vin acolo și pe... Nu abonamente, nu... Da? Prin spus. Deci dacă sunt 760 de persoane... A spus, deci pe aia sunt cu preț întreg. 760 de persoane sunt cu preț întreg. Nu. 700 de copii și 60 de persoane. 700 de copii, la copii abonamentul este 150 de lei. Deci asta înseamnă preț întreg. Da. Pentru copil. Și încă 60 de persoane cu 250 de lei, nu? Da. Așa. Deci sunt 760 de persoane care au plătit preț întreg. Ăsta este. Da. Deci ăștia sunt. Ce nelămurire aveți? Propun reducerea prețului de bază. Nu ați înțeles că toți sunt încântați să vină? Toată lumea este încântată, dar eu vă rog să propuneți acest amendament. Eu consider că ce am discutat, sigur că există disponibilitatea ca timp, ca perioade în cursul zilei, încât se poate duce dupla numărul de participanți. Asta e părerea mea și ce am discutat eu. Cu reducerea 50% cheltuielile se mai pot acoperi cu care se pune. Tocmai asta, niciodată nu s-a pus problema cuantificării cheltuielilor atunci când am stabilit prețul pentru acces. Nu știu, când s-a pus fundamentarea și s-a... Nu s-a făcut în baza cheltuielilor. Dar eu vă spun că da, pentru că cheltuielile sunt pe umerii Consiliului Județean și avem la ora actuală aproape încasările lunare se duc spre acoperirea cheltuielilor. Asta e un lucru deosebit. Eu v-am prezentat două argumente. Există disponibilitate ca și timp pentru mai multe persoane care pot accesa bazinul în același timp și o reducere a prețului poate intenționa. Când am stabilit acest regulament, nu s-a pus problema unui cost control, cheltuieli și prețul biletului. Dacă nu doriți, nu doriți, nu e o problemă. Dar, din punctul meu de vedere, e o oportunitate. Mulțumesc. O să propun spre votare abonamentul. Era domnul Cădălin Răducanu, domnul consilier. Domnul consilier, dumneavoastră vreți reducerea prețului per abonament întreg sau prețul la biletul de acces, pur și simplu, ca persoană, vrea să intre la bazin să-și ia o oră de înot? N-am înțeles foarte clar. Vă rog să spun. Reducerea prețului? Cu 50%. La ce? Din tipurile de tarife. Că e abonamentul. Da. Bine, am înțeles. Dar care abonamentul? Dacă mai e abonamentul, domnule Dragiu. Domnule președinte de ședință, la articolul 6, adultul care însoțește copilul sub 14 ani în sala bazinelor se achite contravaloarea biletului de acces întreg. Iarăși mi se pare cam mult pentru un însoțitor a unui copil de 14 ani, doar pentru că merge să-l însoțească, nu să facă baie, să înnoate, să plătească prețul întreg. Cred că aici ar trebui o regândire asupra acestor taxe. Dar eu știu și o să întreb pe colegul nostru, deci eu știu că n-are voie ca însoțitor să meargă acolo fără să facă baie. Deci, bănuiesc că cel care îl însoțește să intră în bazin cu copilul. Și de asta îi percepe același tarif. Cum e, domnul Cadan? Mai obligatoriu. Nu persoana respectivă, doar că este foarte greu să urmărești o persoană care vine echipată de bazin, asta înseamnă un slip cu cască sau un costum de baie cu cască și cu ochelari în mână, să-l urmărești dacă dânsul intră 5 minute în apă sau doar stă să se uite după
după copilul care nu a. Deci însoțitorul, este obligat să poartă aceeași costumație ca și copilul sau ca cel care intră în bazin. Deci niciodată nu o să știu eu dacă m-am dus echipat sau dumneavoastră nu o să știți dacă eu am venit de echipat, dacă am intrat în bazin sau nu. Pentru că... Asta e. Deci însoțitorii care să stea pe marginea bazinului știu că nu este voie. Da, mulțumesc, domnul consilier. Deci aș propune un amendament să se încheie un contract cu jandarmii să-i oblige pe oameni să intre în apă, vorbim cu am înțeles că a primit Consiliul Județean 27.000 de lei pentru cei 13 angajați să învețe să înoate sau să primească o diplomă că știu să înoate. Domnul vicepreședinte Cristian, vă rog să dați. Cu siguranță cele persoane știu să înoate. Deci nu este vorba de elementul de înot, ci de elementul de salvamare. Pentru că au un fișa postului, dar trebuie să aibă și o specializare anume pe acest aspect. Deci nu e vorbim de a învăța să înoate. Ideea era că... Da, mulțumesc, Cristian. Și fără jandarmi se duc acolo. Da, și de data asta chiar fără jandarmi. Am înțeles că domnul Cantar se descurcă singur de la comisie povesteau colegii, adică nu e nevoie de jandarmi. Ideea este că nu știu care părinte și-ar lăsa copilul nesupravegheat știind aceste lucruri. Domnul Crețu, deci nu e nesupravegheat. Un profesor are 10 copii. Profesorul ăla este instructor de not. Deci noi așa ceva am angajat. Deci nu este nesupravegheat. Ați înțeles? Deci nu lasă și să duce copilul să aruncă așa în bazin acolo, în baltă și îl lasă... Ce trage în plata domnului. Eu dacă vă aduc 10 mame aici, vă garantez că o să-mi dea mie dreptate. Nu știu cum ai văzut mamele. Sunteți mai tânăr și mai frumos și nu știu ce de aia o să-mi dea dreptate. Da, mulțumesc! Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Scuzați, da. Unul, că la unui amendament a fost o ironie. Cu jandarmeria? Mamele. Supun la proiectul, amendamentul propus de către domnul consilier Iepure, ca să diminuăm cu 50% tariful la bazin. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Cu majoritate de voturi. Amendamentul domnului consilier Iepure a respins. Da, domnul Iepure. O să sintetizez în completare la această doamna Vraciu. Al doilea amendament propus de PNL vizează eliminarea taxei pe care o plătește însoțitorul, pe motivul că nu putem pleca de la premiza că acel părinte este, nu știu, nepoliticos și automat intră în bazin și trebuie să-l urmărim și la intrat, a intrat un coleg foarte bine observat. Dacă e ud, înseamnă că a intrat. Dacă nu, nu. Cred că trebuie să plecăm de la premiza că vâncenii sunt cinstiți și că dacă vin cu copilul, doar îl supraveghează, se uită la el, se bucură de activitatea pe care îl desfășoară. Și această taxă de însoțitor, noi considerăm că trebuie eliminată. Deci amendamentul este eliminarea taxei pentru însoțitor. Vă rog să supuneți la copilul. Da, o să supun și cred că o să supun și o să am și un amendament. Domnul Crețu, să le mânc pipăi pe cele 10 mami, ca să vadă dacă sunt unde sau nu. Rog, colegi, doamne, să-i desfute. Sunt de acord. Domnul consilier, îmi aștept. Sunt de acord, doamne, doamne, după regulă. Meu condiția să prezinte documente însoțitorul că e rudă de cel puțin gradul 1 sau 2 cu copilul, că altfel nu avem încredere dacă l-a răpit și l-a dus pe undeva pe la un protest și după aia la cealaltă. Da, mulțumesc. Haideți că de acum... Da, domnule, părinte. Una la mână, am și rugat, dar fără glume, bine că lucrurile au fost serioase și sper eu că toți cei care au avut legătură, mai mult sau mai puțin, să dea socoteală. Domnule președinte, argumentul pentru acest amendament este faptul că eu, ca părinte, ca să-mi duc copilul, îmi crește prețul gratuit. Pentru că eu nu beneficiez de acel serviciu. Iar pe mine s-ar putea, ca părinte,
să îl consider un cost prea mare ca să duc copilul meu la cursul de not. Atâta tot. Mergem la premisa că părinții sunt acolo pentru a fi însoțitori la copiilor. Nu să facă baie pe ascuns. Mulțumesc. Da, domnul consilier, eu consider că așa cum a fost regulamentul ăsta conceput la început vis-a-vis de însoțitori, însoțitorii merg până la bazin și se uită, își predau copiii către profesor, către instructor și se uită prin geamurile respective să vadă copilul lui în noată sau nu în noată și cam atât. Supun la vot proiectul... Articolul 6. Așa este. Articolul 6 prevede taxă. Însoțitorul care intră cu copilul și face baie. Ăla este. Dar nu se înțelege așa, domnul președinte. Deci nu se înțelege așa. Însoțitorul, dacă nu intră la bazin, stă afară. Și nu-i tot ce ați discutat referitor la mame. De ce nu e? De ce? Nu e frumos. Păi dar domnul consilier a spus că întrebam 10 mame, mame și... Am fost și eu cu copiii, mi-am însoțit și nu mi-am dorit niciodată să îmi pipăie cineva. Deci, da, rog, am înțeles, îmi cer scuze. Am cer scuze, domnul consilier a spus că să vină 10 mame și să spună. Dacă dânsul a greșit, înseamnă că... Da, să vorbiți acasă. Iar și domnul președinte de ședință a făcut aceeași referire. Deci, vă rog. Și v-ați băgat, nu? Da. Bun, mulțumesc. Supun la vot proiectul de amendamentul propus de către doamna consilier Vraciu. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Da. Cu majoritate de voturi, amendamentul propus de doamna consilier a fost respins. Supun la vot proiectul de hotărâre de prezentare. Vă rog, înainte de a, când se prezintă proiectul, fiecare faceți-vă un sumar al amendamentelor sau observațiilor care le aveți, pentru că nu cred că este... Deci avem un dialog de s-a discutat mai mult și ironic. Avem aici la regulament, la articolul 9, litera L, personalul de la bazin trebuie să aibă o atitudine civilizată și să se abțină de la orice faptă care să aducă prejudicii Consiliului Județean Vrancea. Ne-au parvenit foarte multe semnale și nu vreau să supere domnul Catană, nu cunosc personal, dar foarte multe persoane au să-i reproșeze atitudinea pe care o are în calitate de administrator la bazinul de not. L-aș ruga personal și în numele părinților și chiar colegilor consilieri de la toate partidele, că au avut un conflict cu el acolo, știm foarte bine despre ce e vorba, nu detaliem, să încerce să fie mai echilibrat, astfel încât să respecte până la urmă acest articol 9 literal din regulament. Pentru că nu e ok să avem o atitudine nepotrivită față de părinți, față de copii, să ne comportăm ca niște jandari, cu ghilimele sau fără. Haideți să încercăm să fim mai... Eu știu că e o activitate solicitantă, sunt foarte mulți copii, sunt... Dar cred că aici putem face efortul să fie totul în regulă. Și aș mai avea observații cu privire la acest regulament, la articolul 10, litera C, cei care folosesc bazinul sunt obligați să păstreze liniștea în toată incinta bazei. Dacă poți să impui unor copii să păstreze liniștea, când ei mai vorbesc, mai țipă, mai strigă, e normal. Dacă se neacă unul, trebuie să păstreze liniștea ca să respecte regulamentul. Exagerez puțin ca să se vadă până unde s-a. Nu poți să ceri într-o incintă sportivă până la urmă să se respecte liniștea. Este absurd. E o incintă sportivă. Sau când se joacă meciul de polo, dacă vom avea vreodată, că așa de-a promis președintele tuturor zâncenilor. Dacă se joacă meciul de polo, trebuie să păstreze liniștea ca să respecte regulamentul jucătorii. Știm cu toții cum e la stadion, la bază. Deci sunt chestiuni care ar trebui reglementate. Dar n-a spus că se interzice. A spus să păstreze și eu cred că e un cuvânt. Deci nu vor fi amendați dacă vor striga. Sigur, nici dacă vor leșe dacă strigă. Da. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 16 avem proiectul de hotărâre prin transformarea unor posturi din statul de priză la patrul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Dacă sunt observații.
Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Până în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Domnul consilier Iepure? Am întrebat și la ședința de comisie și am primit un răspuns care nu prea era răspuns. Vreau și eu să știu, am observat că pe partea de investiții un grad foarte, foarte mic de bani cheltuiți. Am cerut o explicație și mi s-a spus că nu s-a putut mai mult de atât. Dacă există un răspuns mai elaborat. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul director Dințe, dacă puteți să-mi dați o lămurire. Dar mulțumesc, domnule președinte, ședință. Văd că nu l-am lămurit pe domnul consilier la ședința de comisie. Singura problemă care a dus la neexecuția cheltuielilor, în special la investiții, este, o reprezintă faptul de derulare procedurilor de achiziții. N-am spus niciodată că nu s-a putut. S-a făcut tot ce s-a putut pentru realizarea investițiilor. La momentul încheierii contractului de execuție s-a pornit execuția cât de cât merge. Singura problemă este la achiziția investițiilor respective. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Ghițar. Dacă nu se pot răbunită, domnul. Dacă sunteți, v-ați răbunit, domnul consilier? Da. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost prezentat. La punctul 18 avem proiectul de hotărâre rectificarea bugetului propriu al Unității Administrative Teritoriale și al Muzeului Francic anul 2018. Dacă sunt observații, domnul consilier Ilia de acolo. Domnule vicepreședinte, am să pornesc prin a pune câteva întrebări direcției de specialitate. Așa cum se observă, noastră ne propuneți rectificarea bugetului cu 22 de milioane, sume alocate de către Guvernul României pentru refacerea infrastructurii rutiere special. Aș vrea să știu cum s-a gândit direcția de specialitate să consume această sumă astfel încât să reușim să refacem infrastructura rutieră, dar și să creăm locuri de muncă în județul Brașov. Întreb acest lucru deoarece a trecut mai mult de un an și jumătate de când guvernul Cioloș, prin două hotărâri de guvern, a alocat județului o sumă de mai mare, de 28 de milioane de lei, iar acum ni se spune, la data în care noi rectificăm bugetul, că urmează să fie repartizată pe lucrările de refacere. Deci, după mai mult de un an și jumătate, noi nu am reușit să contractăm aceste lucrări, nu am reușit să folosim banii și dumneavoastră știți foarte bine că banii nefolosiți nu creează profit. Stau în conturi degeaba. Cineva trebuia să ocupe, să găsească soluții. Astfel încât, astăzi, când discutăm de o altă rectificare de 22 de milioane și asta destul de mare, ceilalți 28 de milioane să fi fost consumați. Deci cineva, și eu cred că direcția de specialitate, nu s-a ocupat de acest lucru. De aceea întreb, cum se gândește direcția de specialitate să folosească cât mai repede acești bani? O a doua chestiune. Acum câteva ședințe am acuzat direcția de specialitate că face repartizări în funcție de ce culoare politică au primarii respective. Atunci nu aveam decât câteva argumente. Acum o să continu cu această idee și să constat următorul lucru. Deși și președintele Consiliului a spus
că dacă se vor crea rezerve, se vor aloca sume pentru drumul Mihălcen-Bălești, drumul care afectează două localități, din care una foarte mare, cu circulație foarte mare pe acel drum, drum care nu mai este practicabil, eu vă arăt că, potrivit referatului și potrivit bugetului, s-au depistat unele rezerve prin nefolosirea sumelor la câteva coduri și în loc să se aloce cel puțin 350.000, cât este rezerva, adică aproape jumătate de milion, la acest drum, s-au alocat la drumuri care n-au niciun fel de trafic, cum este Cioran, Pufești, cum este, mai este unul tot așa, Ciușlea până la Doaca. Fără trafic sau cu trafic foarte mic. Cu trafic foarte mic comparativ cu între Ciușlea și Doaca, eu știu foarte bine. Cu trafic între Ciușlea și Doaca. Este foarte slab. Dar direcția de specialitate are studii cu traficul și pe tronsoane, numai pe drumul. Întrebarea este, de ce să continuă această politică de a aloca sume numai în funcție de culoarea politică a primarilor respectiv? De ce nu avem o fundamentare? Să fi citit și eu în referatul prezentat, fundamentare. Am alocat din cauza și să fi fost redate cauzele. Am înțeles. Din această cauză, eu am o reținere în a vota acest. Da, am înțeles. Această rectificare, vă mulțumesc. Să rupă doamna Scandiel să dea explicațiile. Bună ziua. Referitor la 202F la care ați făcut referire, ținem să vă precizăm că procedura de achiziție pentru două tronsoane este gata. Va intra în stadiul de, în etapa de proiectare. Iar pentru sectorul Bogza-Bălești, cel din câmp, deja s-a întocmit expertiza tehnică, suntem la stadiul de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. Deci nu am făcut vreo favorizare pentru anumite comune. Pentru a vă clarifica aspectul privind sectoarele Cioran, Pufești sau Ciușlea-Doaga, aceste proiecte sunt propuse pentru o finanțare nerambursabilă. Pentru a accesa aceste finanțări nerambursabile, trebuie să îndeplinim anumite criterii, printre care să asigure accesul la rețeaua TEN. Aceste sectoare de drum sunt cele care se mai pretează din rețeaua rutieră a județului. Referitor la calamități, pentru a vă lămuri referitor la suma aceea de 28 de milioane pe care spuneți că nu am cheltuit-o. Au fost executate lucrări în cadrul acordului cadru pe calamități în valoare de vreo 7 milioane de lei până la acest moment. Din suma de 22 de milioane alocate, deja au început lucrările pe drumul DG205M în Istorești. Nu încercăm să-i cheltuim, dar iar pentru celelalte la care spuneți că iar pentru lămurirea cum estimăm să cheltuim acești bani, vă anunțăm că au fost, sunt demarate procedurile de organizarea unui nou acord cadru și de organizarea procedurilor de licitație pentru 14 loturi de calamități. Da, mulțumesc. Da, domnul consilier. Eu cred că am fost destul de clar. Doresc... Dânsa n-a fost clar? Nu, nu. N-a fost clar? Dânsa nici nu prea știe care sunt proiectele care sunt finanțate cu fonduri externe și care... Fără și... Ei, haideți! Știți dumneavoastră și Dânsa nu știu. Eu le știu sigur. Sunt cinci proiecte care îmi țin foarte mult. Le spune și Dânsa nu jigniți că... Nu, nu jignesc. Am întrebat foarte clar care este programul și până când se vor cheltui cele 22 de milioane care sunt alocate pentru refacerea infrastructurii. Deci nu-i vorba de cine știe ce investiții, ci refacerea ceea ce s-a distrus prin calamitate. Doresc un răspuns. Direcția de specialitate cred că și-a făcut un program să spună până când, până în 2020, 2025, pentru că noi încă o dată spun.
De cele 28 de milioane însă dânsa recunoaște că avem vreo 22 necheltuite până acum, după un an și jumătate, mai mult de un an jumătate. Să ne spună astea 22, care sunt date de un guvern care spuneți voastră că este PSD. Să vedem până când... Domnul consilier, ați auzit că au deja 19... Nu, să-mi spună până când consideră că vor fi cheltuiți bani astfel încât infrastructura să fie adusă la starea dinainte de calamitate. Atât, vă mulțumesc. Spuneți, doamna inginer, dacă mai spuneți o dată. În funcție de procedurile legale pe care trebuie să le îndeplinim în vederea realizării lucrărilor de aducere la starea tehnică inițială, noi estimăm că undeva până la sfârșitul anului 2020 vom rezolva problemele celor 28 de milioane și a celor 22 de milioane în lei. Da, mulțumesc. Deci, scuzați că vă întrerup. Ținem cont că suntem aproape de sfârșitul anului 2018. Da, mulțumesc. Vom merge în grob. Nu mergem. Vă spun eu că în grob ar merge dacă ați fi dumneavoastră la care puneți bun de plată. Vă spun eu, când pun oamenii pe zeci de milioane de euro bun de plată, să știți că te cam strânge cămașa în spate. Nu mai bine. Nu punem chiar așa, fără nicio responsabilitate. Da, domnul consilier Iepure? Eu am o nelămurire. 4 ani de zile? Doi ani. 2020. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Dacă se abține cineva. Da, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 19, avem proiectul de hotărâre prin transmiterea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Francea și administrarea Consiliului Județean Francea a unei suprafețe de 12,5 hectare teren, ce va fi alocat amplasării Spitalului Județean. Dacă sunt observații. Domnul consilier Ilimia. Această temă a spitalului anunțată de administrația PSD a fost lansată în luna ianuarie. Exceptând o perioadă de o săptămână, două, în care am solicitat dezbateri pe tema asta și am avut dreptate în a scoate în evidență niște chestiuni care țineau de modalitatea de derulare a proiectului, dovadă fiind faptul că de la Consiliul Local s-a mutat votul pe acest proiect în Consiliul Județean, constatăm că din ianuarie până în august, da, avem 7 luni în care avem doar un răspuns la Ministerul Apărării Naționale. Cam în ritmul ăsta construiește PSD spitalul. În 7 luni, un simplu răspuns de la Ministerul Apărării Naționale. Mă îndoiesc că ne vom încadra, nu în 2020, în 2024, cu această promisiune legată de spital. Cred că asistăm la o nouă farsă marca PSD, fără nicio supărare, și mi-aș dori în tot sufletul să fiu contrazis de realitate și de fapte, da? Nu de vorbe, mulțumesc. Dumneavoastră vă îndoiți tot cam de mult, așa, și o să nu puteți îndoiți. Păcat, se stână. Deci, eu cred că ceea ce vrem noi prin proiectul ăsta să cerem, cele 12 hectare și jumătate la Ministerul Apărării Naționale să treacă în patrimoniul Consiliului Județean, nu cred că motiv de a ne îndoi. Pentru că și cei de la Ministerul Apărării au făcut niște studii, pentru că sunt două unități mari în garnizoana Focșani, care au nevoie de instrucție, au nevoie de teren. Și noi am cerut 17 hectare și dumnealor, în urma analizei și a discuțiilor pe care le-au avut în statul major general, au considerat că nu ne pot da decât 12,5 hectare. Și tocmai de asta vă supunem acum spre aprobare cererea, adică să aprobăm cererea de a prelua de la Ministerul Apărării 12,5 hectare. Nu se fac chiar așa foarte repede. Probabil ca să nu puși dumneavoastră personal anumite cereri și documente și ați văzut că se întârzie, pentru că trebuie să lămurească oamenii în momentul în care lucrurile. Da, domnul Iepure. Lăsați-mi să nu termin intervenția. Aveți dreptate în partea a doua răspunsului dumneavoastră. Nu e ușor să discuți, să negociezi trecerea unui teren de la Ministerul Apărării la Consiliul Județean Francea. Corect.
Tocmai de aceea am atras atenția încă de luna ianuarie cu privire la acest aspect. Dar știați, noi nu știam că ne trebuie scara 17 hectare. Era teren al Ministerului Apărării. Un teren de la armată nu le e așa ușor. Asta am cerut noi atunci, să fim cu băgare de seamă exact cât ne trebuie, unde ne trebuie, cine e proprietarul. Știți bine că apăreau 5 proprietari pe 4 documente asta, diferite. Asta am făcut. Da, prima dată s-au cerut 6 hectare, apoi 17 hectare, astăzi cerem 12 hectare. Și avem un singur răspuns de la Ministerul Apărării Naționale. Asta am scos în evidență. Faptul că ne mișcăm extrem de încet. Dacă guvernarea PSD, cu putere în Parlament, la guvern și în administrația județeană PSD în Franța, obține doar un singur răspuns de la Ministerul Apărării Naționale, în această chestiune extrem de importantă, capitală, în 7 luni de zile, atunci dați-mi voie să... Păi nu că de la primăria Nereșu sau de la Homocel nu ne trebuia un răspuns. Tot de la Ministerul Apărării ne trebuia pentru terenul ăsta. Deci v-ați spus că în 7 luni un singur răspuns la mea, pe e regulă, ne mișcăm bine. Foarte bine, pentru că și acolo analizează, și v-am spus de ce analizează, pentru că suntem membri NATO, suntem cea mai mare garnizoană după București și unde oamenii trebuie să știe, mai avem teren de instrucție, mai avem unde să ne desfășurăm forțele. Era logic că nu vă dat tot terenul. Era logic de prima dată că nu vă dat tot terenul. De ce s-a cerut întreaga suprafață? De ce s-a cerut întreaga suprafață? Când era logic, armata nu v-a dat toată suprafață. Aveați dumneavoastră logic asta, așa, că nu ne dă toată suprafața. Eu am făcut liceu militar. Am fost și student al Academiei Oscar Nicolae Băcescu din Sibiu. Am colegi în PNL, foști ofițeri. Am discutat aceste aspecte și eram convins că așa vor stau lucrurile. Numai administrația PSD s-a încăpățânat să meargă pe un drum înfundat și după 7 luni să aibă doar un simplu răspuns de la mea PNL. Mare greșeală din partea administrației PSD, așa cum spuneți asta, că nu s-a gândit că specialiștii mari ai armatei române sunt la PNL Vrancea. Sigur erau de la armată, da. Ofițiere. Supun la vot proiectul de vot. Domnul consilier Crețu. Da, domnul Crețu. Și eu sunt de părere că termenul este foarte întârziat. Încă nu este clară finanțarea acestui proiect. S-a discutat întâi de Banca Mondială, după aceea s-au spus fonduri europene, dar nu exact ce. Și sper din tot sufletul să nu cumva să vă bazați pe guvernul Dăncilă. Ăsta pe care îl cerem noi, chiar pe dacă... Guvernul României. Ironizează dumneavoastră demisia, mai ales că doamna Ecaterina Andronescu acum o oră a cerut și ea exact același lucru. Adică chiar și dumneavoastră din PSD cereți demisia guvernului Dăncilă. Nu avem tricou. Nu are nicio legătură cu proiectul supus de mine aici. Până la urmă, e ok. Domnul Ciprian, iepure. Domnule vicepreședinte, astea 6 luni, 7 luni de-au trecut. Ce am făcut efectiv între timp pentru acest spital? Pentru că, din ce țin eu minte, partea de spital efectiv era undeva la 4 hectare. Diferența, ce se va face? Știu că doamna Vraciu la un moment dat spunea implementarea unui sistem de spațiu verde, zonă de parc. În astea 7 luni s-a pus cap la cap cu variantă ABC. Ce facem cu aceste 12, 17? Pentru că timpul trece și trebuie să avem clarificat. Eu sper că în momentul ăsta avem deja făcut o schiță și vă înconjurat ce e acolo, ce e acolo și ce e acolo. Aș vrea și să știu dacă o să fac ceva. Deci s-au făcut pași, tocmai unul din ei este cel care îl prezentăm acum cu cererea către Ministerul Apărării Naționale, să le dea cealaltă suprafață de teren. Pentru că s-a constatat că cele 5 hectare nu erau de ajuns. Și având posibilitatea să luăm acea suprafață, o luăm. Iar ceilalți pași pentru construcția spitalului cu toate utilitățile și cu tot ceea ce prevede un spital mare, așa cum sunt spitalele regionale. În următoarea ședință, pentru că nu avem acum arhitectul, cea care generează funcția de arhitect șef, o să vă dăm lămuriri. Eu acum, v-am propus spre aprobare cererea de la către Ministerul Apărării Naționale pentru a prelua cele 12,5 hectare. Domnule vicepreședinte și dragi colegi, noi la astfel de
întrebăm și lucruri care au legătură cu subiectul în sine, nu neapărat cu proiectul. Pentru că nu avem capitolul diverse în care să discutăm diverse lucruri care țin de întregul județ Vrancea și normal că trebuie și noi să vă simțim. De asta nu vă impacientați, nu vă supărați, pentru că noi, prin punctele acestea, vrem să aflăm și alte lucruri despre subiectul ăsta. Asta se discută la comisie. Da, mulțumesc, domnul doctor Ochean. Cu siguranță nimeni nu își face un proiect înainte de a ști cât teren are. Cu siguranță. Un spital nu înseamnă doar clădirea în care funcționează. Spitalul are anexe, spitalul are o serie întreagă de clădiri care nu vor intra într-o nicăieri, niciun spital în clădirea centrală. Spitalul are nevoie de zone de recreere, spitalul are nevoie de zone de parcare, spitalul are nevoie de zone tehnice. Cu cât avem mai mult, nu noi, că nu-i spitalul meu și al mamei, cu cât avem mai mult teren, cu atât e mai bine pentru un spital nou. Pentru că se vede la cum funcționează spitalul pe care îl avem, construit și proiectat pentru anii 70, nu mai face față din niciun punct de vedere. Și din cauza suprafeței pe care o are curtea spitalului. Și care a mai fost și aia ciuntită un pic. Deci, răspunsul sau nu-i răspuns, că nu știam eu căderea să vă răspund. Dar, în principiu, îți faci proiectul după ce știi exact care e suprafața și doi, pentru un spital, ca pentru orice altă instituție, dar cu atât mai mult pentru un spital, cu cât e suprafața mai mare, cu atât e mai bine. Da, mulțumesc, domnule doctor. Și vreau să completez un pic. Îmi cer scuze, că eu conduc și domnul consilier. Eu conduc ședința. Ați uitat? Și pe lângă ceea ce a spus domnul doctor Ochean, vreau să vă spun că în curtea acelui spital vor fi și locuințe pentru medici. Deci în cele 17. Da, da, am spus că vi le dăm ședința următoare. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnilor și domnilor consiliere, cuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 au